Ancheta Direcției Naționale Anticorupție la Societatea Transporturi Auto, care vizează și alte firme precum și Consiliul Județean Suceava, nu afectează în niciun fel contractul pe care firma îl are încheiat cu Consiliul Județean Botoșani. În prezent, Transporturi Auto execută lucrări pe drumul județean Dracșani-Cerbu, lucrări care sunt întârziate, dar din motive ce țin de proiect. Nu avem niciun fel de probleme. Acolo sunt ceva întârzieri, rămâneri în urmă, dar din cauza proiectului sau acolo se face o reproiectare pentru că au apărut niște ape de suprafață și atunci trebuie făcut un dren care înțeleg că e cam de un kilometru lungime și trebuie reproiectată. Procurorii DNA suspectează o șpagă de 20.000 de euro dată de reprezentanții firmei Transporturi Auto pentru a primi o lucrare în județul Suceava.